stăm la rând. Ia spune, cât am dat pe toate cumpărăturile? Ce vezi aici? A costat. Hello, hello! Mergem să ne facem cumpărăturile săptămânale, deoarece am rămas fără alimente. Și doream să vă spun statistic vorbind, 70% din persoanele care se uită la noi nu ne urmăresc. Faceți bine și dați subscribe, deoarece avem mare nevoie. V-am pupat! Cred că i-a prins poliția. Pam, pam, pam. Mai avem puțin și ajungem la veranda mall. Yay! Să vedem cum iese în mall. Astăzi sunt pasager. Nu am buletinul și nu pot să mă risc să conduc. Dar nu e nicio diferență, o să vedeți ce bine conduce. Verde! N-am mai condus de mult cu carantina. Dar nu e problema. Nu uităm. Nu avem cum să uităm. Corect. Ajungi? Am mâna scurtă. Yeee, a reușit. Am reușit! N-am luat dezinfectant. Ne dezinfectăm înăuntru, în mor. Și volanul, și ușa de la mașină, tot. Așa cum am spus, o să dezinfectăm tot spațiul acesta. Ușa. Pe Alex. Ai dezinfectat și telefonul. Tot. Cartela. Tot. Când zic tot, tot. Și gata. Masca. Pune masca. Ia uitați ce mască are domnul de la pază. Wow. Ne-a pus ocolim. Ne mai plimbăm un pic. Dacă ne-am pus să ne ocolim, am zis să vă filmăm, să vă arătăm cum este mall-ul închis. Uhu! Stăm la rând. Mamă, intrăm! De persoană la un interval de 15 minute. Acum? Acum trebuie să fugim așa, să cumpărăm repede, să aruncăm un coș, să mergem să achităm. Nu de altă, dar așteaptă și alți oameni. Hai și un cozonac, hai să luăm un cozonac. Cu rahat. Accident. Știți regula noastră, după ce atingem ceva, ne dezinfectăm. Bam. Haide să luăm și noi o cutie. Nu știu de care să luăm. Nu vrei să mergem unde sunt mai multe sortimente? Haide. De care luăm, Cori? Nu știu, luăm... Luăm la 24 de bucăți? Da. Apă! Bidoane de astea mari? Sunt prea mari astea. Hai să luăm boxuri de zizi. Nu, hai să luăm așa. Alex vrea sticlă mare.
bine, hai, ia așa. Câte e, Alex? 4? 4 să fie. Altceva. De să vedeți ce am găsit. Batonul este 1,90 €. Mars, dar nu știu cât sunt cele de... Okay. Văd că, da, sneakers. Și acestea cred că sunt tot 1,99 € sau 1,90 €. Mai ce vrei să mă? Să iei mai multe batoane. Nu vreau Mars. Și încă 4 de astea. Provizii! O să umplem cărciorul cu dulciuri, să știți. Facem provizii, nu-i nimic. Și așa mâncăm rar, dar trebuie să le avem acolo. O zacuscă bună, uite jos. Ce ai evacuări? Mazăre! Vrei să faci mazăre, da? Da, mazăre cu pui, să mâncăm în seara asta. Ultima pungă de făină! A, uite cum mai e! M-am panicat! Am zis că sunt atât de norocoasă. Mai bine luăm de asta mare. Câte ei? Păi nu știu, să mai am și două de astea mici? Mai am și două mici. Dacă stai să te gândești, o pâine în momentul de față este cam 1,50 €, 2, chiar și 3 lei. Deci mai bine luăm o pungă de făină, mi-e două pâini. Și dau pe o pungă de făină, dau... Nu-i asta 6 lei? Nu, 6 lei e cea mare. Uite, dau 3 lei 29 pe 1 kg. Ce e, mere? Da. Mai să mâncăm dimineața. Faci prăjituri? Fisam, la mine. Poftim? Da, că eu de obicei fac de fiecare dată ceva dulce. Hai să luăm pui. Poate facem șaurma acasă. Asta e o aripioară. Da. Ce faci, Alex? Bine. A găsit un cântar. Cântărește varza. Deci? Nu știu. Vrei de la Meta? Poți să iei, da. Hai să luăm de stă de la mine. Hai. Iau mirinda. Știi că erau pămuțile alea împachetate, o sticlă de mirinda și una de Pepsi? Da, dar nu mai. Și
Le-a găsit acolo ascunse. Hai să mergem să vedem ce mai trebuie să luăm. În principiu eu zic că astea sunt toate alimentele de care noi aveam nevoie. Apă. Da. A cât de des ieșim noi cu mașina. Știi ce am nevoie? Spune. Vedeți ce repede m-am hotărât eu la mâncare? Cred că aici o să stăm cel mai mult pe raionul acesta. Ia zi, Alex, ai găsit? Și le-am spus celor de acasă? Știi ce le-am spus celor de acasă? Că eu m-am decis foarte repede la alimente. Și că aici o să stăm cel mai mult pe raionul acesta. Ia uitați cum l-am tuns. Perfect, nu? Mai mult de atât? Nu se putea. Uitați. Perfect. Nici frizerul lui nu-l tundea așa. Să fim serioși. În situații de criză nu avem încotro. Așa că luați bine aminte. Puneți mâna pe o foarfecă, pe un aparat de tuns și exersați. Trebuie să ne uităm la o jucărie. Am promis nepoțelei că îi cumpărăm o jucărie. Dar nu știm ce să îi cumpărăm. Gata, am terminat. Am găsit soft squishy și am luat câte două din fiecare culoare. Ce spuneți? Și un joc, un joc. Care trebuie să faci niște forme. Da, ce tare. Da? Ca să zică că nu mergem cu mâna goală. Gata, hai să vedem ce face Alex aici. Am luat ceva. Bagă mare, Alex. Bagă mare. Gata. Gata, am terminat, da. Mergem la mașină. Mergem la mașină. Sper că am cumpărat tot ce trebuia. În caz contrar, o să fim nevoiți să mai ieșim din casă. Alex, te gândești cum le aranjezi din portbagaj? Eu știu să le aranjez. Știm. Tu le-ai mai aranjat. Ai istoric bun. Ne aranja cumpărăturile în portbagaj. În principiu. Ba. Gata, Alex? Mai avem un vlog așa. Mai avem, da, un vlog în care Alex aranja alimentele în portbagaj. Vezi că de data asta ți-am adus o pungă. Să pui produsele mici în pungă. Da, bine că și eu, în loc să te filmez, aș putea să pun mâna să te ajut, dar mai bine filmez. Nu se vede că mă strâmb peste mască. Da, deci chiar dacă te-ai strâmbat la mine, tot nu te văd de mască. Am achiziționat două sticle. Foarte interesante pentru ceai, apă, suc. Sunt foarte mândră de sticlele mele. Am dat 5 lei pe sticlă. Am făcut cumpărăturile de la Carrefour. Da, și noi avem pungă de la Mega.
Poți să-mi păstrezi și mie o prăjiturică? Nu de asta, prăjiturică. Nu știu ce înseamnă prăjiturică. Am luat prăjiturică măgura. Mulțumesc, bagă mare. Și saci de făină. Uite, vreau să vezi ce frumos ne-am adunat. Mamă, Alex. Uite ce frumos le-a aranjat. Uite, vezi, asta era de aici. Da, era fix pentru locul acela. Gata? Gata. Și asta este... Felicitări, Alex. Mulțumesc. Ia spune, cât am dat pe toate cumpărăturile? Ce vezi aici? A costat 331 de lei. Deci pentru tot ce este aici în portbagaj, valoarea totală de 331 de lei. Mizeria asta ai filmat ăștia? Am filmat-o, da, am filmat tot. Tot ce se vede. Asta n-am cumpărat noi. Dovada că noi stăm în casă. Da? Gata, am terminat. Gata, da. Am terminat și mergem acasă. Ce vă putem spune este că să ne dați subscribe, să nu uitați, pentru că noi știm că voi vă uitați la noi, dar nu ne urmăriți. Așa că nu mai așteptați și dați subscribe.